Noi suntem Uniunea de Ramuri Naționale a Cooperativelor în sectorul vegetal. Sloganul nostru de când a fost înființată Uniunea este Împreună pentru viitor. Toate cooperativele și toți fermierii și-au dat seama, mai ales în zilele pe care le petrecem, în zilele noastre, din ce se întâmplă mai ales în ultimii 2-3 ani, ne dăm seama că fără să fim aproape unii de ceilalți și fără ca fermierii să fie uniți, este din ce în ce mai greu și le este foarte, foarte greu și e foarte complicat să mai treacă singur peste toate problemele, inclusiv război, secetă și tot ce se mai întâmplă în ultima perioadă. În cadrul Uniunii sunt 61 de cooperative membre la nivel național, depășesc în total peste 220.000 de hectare, aproximativ 1.000 de persoane fizice și juridice la un loc. Împreună cu Alianța pentru Agricultură și Cooperare am transmis peste 1.100-1.200 de adrese, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Câteva cuvinte despre noi. Reprezentăm, apărăm interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal, în relația cu administrația publică, autorități, persoane fizice, juridice și oriunde a fost nevoie să intervenim pentru membrii noștri în special. De fiecare dată am încercat să asigurăm prin cooperare serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltare și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere și să fie eficiente economic. În primul rând, membrii noștri au fost de fiecare dată prioritizați și de fiecare dată am încercat să-i ajutăm atunci când au avut nevoie, mai ales problemele cele mai mari în ultima perioadă sau în ultimii ani au fost cu facilitățile fiscale. De fiecare dată când au fost probleme, am încercat să intervenim. Asta e o problemă locală, să spun așa, nu este la nivel național, dar de fiecare dată am încercat să rezolvăm problemele lor și de fiecare dată când au venit cu probleme, am încercat să le reprezentăm, să găsim soluții și să încercăm să le rezolvăm. Absolut tot ce înseamnă partea de cooperative agricole, mai ales din sectorul nostru din vegetal. Misiunea noastră, așa cum am spus mai devreme, este de reprezentare și de a apăra interesele cooperativelor membre. Suntem o organizație înființată în 2017 de și pentru cooperative agricole. Suntem Uniunea Națională de Ramură ce reunește sub această umbrelă majoritatea cooperativelor din sectorul vegetal funcționale. O să vedeți puțin mai târziu în prezentare că majoritatea cooperativelor funcționale sunt membre, nu NCSV. În fiecare zi urmărim procesul legislativ. Ne implicăm în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc domeniile acoperite de vegetal de noi, de UNCSV. Reprezentăm pe baza mandatului conferit de membrii noștri interesele cooperativelor agricole în fața instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești, interne sau internaționale. O să vorbim puțin mai târziu și de COPACO-GECA, când vorbim de interese internaționale. Acționăm continuu pentru consolidarea, dezvoltarea și eficientizarea activității cooperativelor agricole pentru perfecționarea relațiilor și a conlucrării cu membrii săi.